N-aș vrea să creadă lumea că încercăm o chestie emoțională, vorbim de testamentul unui om care nu mai este printre noi și care a lăsat o legendă în urmă. Aș vrea să ne întoarcem asupra personalității lui Corneliu Coposu, o perioada comunistă, se știu foarte puține lucruri, deși spuneați că toată lumea știe de episodul din 87 cu înscrierea Partidului Național Țărănesc în... Nu cred că e deloc un episod cunoscut. Bun. Ba mai mult... Sunt aici să vă povestesc, deci mai mare mult, drag. Toți care am trăit în perioada respectivă știam că e un hiatus. Corneliu Coposu a fugit din România. N-am mâncat salam cu soia. N-am mâncat salam cu soia, deși acum ne plac cei care n-au mâncat salam cu soia. Dar să știți că e adevărat, n-am mâncat salam cu soia. Pentru că salamul cu soia în pușcăria comunistă era un lux. Era un lux, exact. Exact. Spunea Ionuț puțin de întoarcerea, să spunem, în trecut, tocmai pentru că eu mă gândeam că înainte, bineînțeles, să avem testamentul care reprezintă, după mine, cea mai importantă moștenire pe care a lăsat-o, pe lângă cea, să spunem, morală pe care a lăsat-o Corneliu Coposu, acest document care arăta, de fapt, cum își imagina el, de fapt, România, ce ar trebui să rămână, de fapt, în urma sa. În trecut, de fapt, întorcându-ne, aș vrea să vedem exact cine era, de fapt, omul Corneliu Coposu, pentru că, dacă fac o istorie mică, în câteva puncte, o să vedem că, pe lângă intrarea lui, să spunem, în politica mare de atunci, alături de Iuliu Maniu, pentru că Iuliu Maniu a fost unul dintre cei mai importanți mentori pentru a lua acest drum anevoios, greu, cum s-a dovedit ulterior, după care merge mai departe și ajunge în pușcările comuniste, o perioadă foarte grea, cumplit de grea. Ai ajuns și în pușcările carliste? Și în pușcările carliste, corect. Da? După care în cele comuniste, da. O perioadă cumplită, pentru că, după cum știm, după 47 ce se întâmplă în România, PNţ-ul intră în ilegalitate și așa mai departe. Și faptul că cei care au intrat în pușcării, nu foarte mulți dintre ei au mai reușit să și iasă din aceste pușcării. După care, în momentul 64, așa zisa, să spunem, eliberare, pentru că, în fond, Corneliu Coposu nu a ieșit niciodată dintr-o închisoare. Închisoarea a rămas în continuare, nu mai era, într-adevăr, cea fizică, cea, așa cum era cea de la Râmnicu Sărat, cea cu ziduri, dar zidurile existau dincolo de aceste închisoare. Era o închisoare mare România însăși. Și tocmai prin prisma acestei istorii aș vrea să ne întoarcem puțin la ce simțea omul Corneliu Coposu, cum l-ați văzut dumneavoastră, pentru că ați fost foarte aproape de familia lui Corneliu Coposu, surorile, și o să vorbim foarte puțin, pentru că ar fi interesant de văzut și acest aspect, viața lui de familie. Cum era omul Corneliu Coposu și cum simțea toate aceste tragedii care practic l-au înconjurat? Eu am fost clar un privilegiat. Asta recunosc, pentru că familiile noastre, și îmi place să o spun, mai ales că e anul Marii Uniri și sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, și familiile noastre sărbătoresc 100 de ani de când se cunosc. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în 1918 bunicul meu, Ilie Lazăr, care a fost cel mai tânăr semnator al Actului Unirii de la Alba Iulia, coborând cu căruța din Maramureșul istoric, în gara din Baia Mare, l-a cunoscut pe părintele protopop Valentin Coposu, care venea la rândul lui cu căruța, fiind delegat din partea plasei Șimleu pentru Marea Unire. Și atunci, practic, s-au cunoscut Ilie Lazăr cu părintele protopop Valentin Coposu. Mai apoi, bunicul meu s-a apropiat și a fost unul din, dumneavoastră, cred că știți foarte bine, principalii oameni de încredere al lui Iuliu Maniu. Și pe vremea cât Iuliu Maniu, după ce a preluat președinția Partidului Național de la, din păcate, George Pop de Băsești, care a murit la 2 luni după Marea Unire, și după aceea, în 1926, când a existat fuziunea între Partidul Național și Partidul Țărănesc al lui Mihalache. În momentul în care a apărut Iuliu Maniu cu noul lui secretar personal, Corneliu Coposu, care era foarte tânăr, avea 21 de ani în momentul în care a ajuns la București alături de Iuliu Maniu, între bunicul meu și mai tânărul său prieten și colaborator, era o diferență de 19 ani între ei, s-a înfiripat o legătură extraordinară, care a mers mai departe. Amândoi au făcut 17 ani de cruntă pușcărie comunistă, au fost împreună la Râmnicu Sărat, bunicul meu a stat 4 ani și câteva luni acolo, iar după aceea, în 64,
Corneliu Coposu a ieșit puțin înaintea lui Ilie Lazăr, iar Ilie Lazăr, când a ieșit din pușcărie, primul loc în care s-a dus a fost acasă la Corneliu Coposu, care stătea cu mama și cu cele patru surori într-o pivniță și l-au primit cu brațele deschise. Mai apoi, securitatea a încercat să-i despartă, clar, pentru că bunicul meu a fost trimis la Cluj, spunându-i se că poți să mergi la Cluj, el vrea să rămână la București, pentru că spunea că toți prietenii mei politici sunt aici în București. Și securitatea l-a trimis la Cluj, spunându-i se că soția ta, fata ta și soacra ta trăiesc într-o vilă, e extraordinar acolo. Și când a ajuns, normal, le-a găsit într-o pivniță, vai de capul lor, pe toate cele trei femei ale familiei. Din acel moment, din 1964 până la moartea bunicului meu în 1976, din păcate s-au mai văzut doar de două ori. Ultima dată în 1974 există și o poză pe care, dacă ați fost la Teatrul Național, ați și văzut-o. Aia e ultima poză, în 1974. El, seniorul Coposu, a mai venit la noi în casă. Deci eu, practic, cum să vă spun, m-am născut în fumul de țigară, pentru că asta a fost chiar prima mea amintire, cum schimbam scrumierele. Pentru că fuma foarte, foarte mult. Fuma undeva între 3 și 4 pachete de țigări pe zi, Corneliu Coposu, la vremea aceea. Am mai venit la București, practic la 2 ani de zile noi veneam în București și vizitam familia Coposu. Iar au venit evenimentele din decembrie 89 și pe data de 23 seara, sună telefonul în locuința noastră din Cluj. Era domnul Coposu care i-a spus mamei că vreau să-l aduc pe Ionuț lângă mine pentru că am nevoie de cineva cu sufletul pur și curat, pentru că aici am ieșit una de securiști. Deci asta i-a spus mamei mele pe 23. Pe 26 decembrie am ajuns la București și din acel moment am fost, practic până am plecat în Franța în aprilie 91 la studii, am fost 25 de ore din 24 alături de seniorul Copus. Anul 1990 pe mine, tânăr de 20 de ani, m-a marcat teribil pentru că au fost momentele de care sigur cu toată lumea ați auzit, dar în special primul moment care pe mine m-a marcat în mod special a fost 29 ianuarie tancheta. Momentul în care ne-au scos din sediul partidului și eu am fost primul care am intrat în tanchetă înaintea seniorului și țin minte că a fost cineva care vroia cu o bâtă să-i dea în cap seniorului și m-a lovit pe mine în umăr. După aceea, cu un gest, hai să zicem, de karateca special, maiorul Lupoi, de care cu siguranță ați auzit, l-a salvat pe Corneliu Coposu și l-a, adică a făcut scut și l-a pus în tanchet. Deci, dacă vreți, asta e relația noastră de familie. O relație care a fost foarte strânsă. O relație, pentru mine, a fost, pe lângă părinții mei, a fost ca un tată. M-a crescut, mi-a arătat ce înseamnă să faci politică activă. Ce înseamnă să stai de vorbă cu oamenii fără să vrei ceva. Că asta e important. Adică să te uiți în ochii oamenilor, pentru că mi-a spus întotdeauna, dacă te uiți în ochii oamenilor și transmiți un mesaj, altfel ești perceput. Și dacă oamenii ăia sunt împotriva ta. Eu, de exemplu, tânăr fiind în 90, eu nu înțelegeam, dar chiar nu înțelegeam deloc, cum este posibil ca el, după ce oamenii îl scuipau, după ce îl înjurau, el spunea, nu, poporul este de vină. Eu iubesc acest popor. Deci era incredibil pentru mine. Când vedeam țiganii aduși cu camioanele, mai ales în campania electorală din Sălaj, la București, erau oameni care erau plini de ură. El îi iubea pe acești oameni. Este oameni incredibil. Și fiindcă a înțeles că a fost o jumătate de secol de comunism, de dezumanizare și exact. Chiar vreau să fac așa o mărturisire, o confesiune. Eram tânăr, vin dintr-un oraș de provincie mic, Moldova Nouă, în Caraș-Severin. Și toată lumea vota cu Ion Iliescu. Un singur om de pe stradă era cu PNL-ul, punea afișe, iar noi mergeam și le rupeam. Și iată, am fost și activist pesedist în slujba lui Ion Iliescu. Fesenist atunci, da. Iar un văr care venea mai mic decât mine, chiar amândoi fiind oricum la o vârstă în care eram incapabil să înțelegem prea multe lucruri, credea cu tărie că el îmi făcea, uite, o să vezi, o să câștige Rațiu, o să câștige cu PNC, o să fie Câmpeanu pe 2 și Iliescu pe 3. Și spuneam, ești nebun, nu vezi că toată țara e cu Ion Iliescu? Adică nu știam ce face. Momentul tablului m-a marcat și pe mine atunci. Sentimentele erau foarte amestecate, fiind copil, unul de milă văzând o persoană în vârstă despre care nu știam mai nimic, doar ceea ce ni se servea, că era un trădător,
un om care n-a mâncat salam cu soia, cum spuneam mai devreme. Dar știți de ce a fost chestia cu tabu? Știți? Pentru că vroia să inoculeze lumii exact acela lucru care i s-a întâmplat lui Ceaușescu. Încă o formă de umilire. Exact. Lucruri pe care nu le știam atunci. Le-am aflat după. Evident, ne-am schimbat convingerile și percepțiile de-a lungul timpului, dar am senzația că în societate a rămas poata asta de neștiință, de ură, și de neînțelegere sau de neîncredere, pentru că de fapt după 45 de ani de comunism, asta mă gândeam zilele trecute, vorbim mai degrabă de o neîncredere care s-a sădit foarte mult în această societate și de fapt oameni care, tineri, de exemplu, părinții mei ieșiți din comunism în acel moment, foarte puțin dintre ei, gândiți-vă că nu au avut acces la surse de informare credibile. Unii dintre ei au avut, să spunem, privilegiu, așa cum l-am avut și eu după 90, să fiu într-o familie care mi s-a spus cine a fost Corneliu Coposu, ce a fost înainte de 1989, de ce această istorie, să spunem, a arătat cum a arătat. Și atunci, efectiv, era foarte greu pentru ei să înțeleagă și să aibă încredere că, într-adevăr, ceea ce este Corneliu Coposu, într-adevăr, așa și este. Și aici m-aș întoarce din nou la ce vorbeam mai devreme, la perioada comunistă, la perioada concentraționară. E un moment, să spunem, despre care n-am vorbit foarte mult în istoria asta personală a lui Corneliu Coposu, cel legat de soția sa, Arlet. Adică, dincolo de, să spunem, de activitatea politică intensă pe care o ducea, evident că exista și o viață personală, o viață a lui Corneliu Coposu și doar a lui. Și mă gândeam, după chinurile prin care a trecut, cel puțin dacă citești dosarele de la Râmnicu Sărat și este cumplit să citești acele rânduri, să vezi de fapt ce făcea Alexandru Vișinescu apropo de condamnarea lui, ce făcea Alexandru Vișinescu cu acești oameni acolo și de întâlnirea noastră. Februarie 90. Exact. Și dincolo de asta, de fapt, cum a simțit din problema în sine cum a simțit de fapt anii grei de temniță, după care și un pic mai târziu și moartea soției, pentru că și ea la rândul ei a suferit foarte mult în perioada comunistă. Sigur, da. Sigur. Ca să fac puțin legătura, la nunta seniorului cu Arlet Coposu a fost și bunicul meu și țin minte că povestea la un moment dat spunea că bunicul tău era un foarte mare dansator. Le-a dansat pe toate de le obosit. Și din păcate, seniorul a fost foarte puțin timp. Foarte, foarte. A iubit-o enorm, s-au iubit enorm, dar ceea ce s-a întâmplat în relația dintre ei doi nu poate fi numit decât tragedie. Pentru că el, mai ales până în momentul în care a fost arestat, a fost non-stop alături de Maniu peste tot. Nu poți să zici că a fost permanent alături de soția lui, deși soția lui l-a susținut neîncetat și a fost alături de el în absolut toate deciziile pe care le-a luat, tineri fiind. După aceea, după ce a fost arestat seniorul, sigur că ea în primul rând a suferit datorită faptului că era soția lui și după aceea a fost și arestată și acolo, din păcate, a contactat acea boală cruntă. Și în momentul în care a ieșit seniorul din pușcărie, știți foarte bine că a fost un timp foarte scurt împreună. Iar în momentul, și doar atât, pentru că e un subiect destul de trist și nu-mi place să vorbesc despre el, doar atât vă spun că în momentul în care el a aflat diagnosticul, a leșinat. Deci a leșinat, asta știu de la una din surorile domniei sale. Dar după moartea lui Arlet, și-a revenit în scurt timp și practic el a fost cel care a condus rezistența între ghilimele național-țărănistă împotriva securității. El a fost supravegheat non-stop. Sigur că ce spuneați dumneavoastră de perioada petrecută la Râmnicu Sărat, el, știți foarte bine, o numea Golgota pușcăriilor românești, Râmnicu Sărat. Pentru că acolo, deci poveștile, nu numai pe care le-am auzit de la el, dar știindu-le și de la bunicul meu și de la ceilalți care au fost acolo, domnul Diaconescu, la fel, care mi-a povestit, Nichi Bărbuș, care Nichi povestea, Bărbuș, da. Mai știam de la săracul, cum îl cheamă, Camiluș Demetrescu. Da, Demetrescu. Toți, și asta a fost impresionant pentru mine ca tânăr în 1990, n-aveau ură. Toți spuneau că i-au iertat.
Deci eu asta într-un fel nu înțelegeam. Pentru mine era, zic, nu se poate ca unul care să te bată și să te chinuie în halul în care Vișinescu și cu ceilalți i-au chinuit pe acești oameni, ei vorbeau cu zâmbetul pe buze și spuneau că i-a arătat. V-am amintit de acel moment din februarie. Momentul ăla din februarie pentru mine a fost un moment special, pentru că ne îndreptam spre o întâlnire pe care seniorul avea la Hotel București, actualmente mi se pare că e Radisson. Și seniorul avea un pas foarte rapid. Și țin minte că erau niște troiene de zăpadă. A sărit peste troiene și era cu vreo 10 metri în fața noastră. Și s-a oprit în fața unui om care era cu mult mai mic decât el. Și îi spune, noi am ajuns și ce? Ne arată cu degetul, știți cine e ăsta? La care ăla, se vedea că e speriat persoana respectivă, ca să nu vă dezvăluim încă cine, deși am spus-o. Și l-am zis, ăsta este Alexandru Vișinescu, omul care m-a bătut și m-a schingiuit până la moarte la Râmnicu Sărat. La care Marius Lupuțiu, Dumnezeu să ierte, și cu mine, în momentul ăla, tineri fiind, am zis să sărim pe el. La care a pus așa mâna în fața noastră și a spus, nu, singurul care are voie să judece e Dumnezeu. S-a întors către el și a spus, dacă va fi un proces și sunt convins că va fi, să mă chem de martor. Dacă mai trăiesc, să mă chem de martor, pentru că voi spune tuturor că numai un nebun putea să facă ceea ce ai făcut tu. Și a fost incredibil. Și iată că Alexandru Vișinescu a trăit foarte mult și a apucat și ziua în care, într-adevăr, să fie chemat în instanță. Și reacția lui Vișinescu care a fost? N-a zis un cuvânt. N-a zis un absolut cuvânt. Deci era, se vedea pe el, tremura. Că nu știa cum să reacționeze. Deci nu... Poate știa, habar n-am, deci asta, deci n-a spus un cuvânt, n-a scos un cuvânt, s-a uitat speriat la Gobosu.